Multe alte chestii pe care eu le am mai ieftin. Și dacă vreți să vă învăț cum să luați chestii ieftine și apoi să le vindeți la un preț mai ok, sub prețul pieței, evident, ca să cumpere, nicio problemă, eu o să vă învăț. O să înceapă să-ți ia de mine, ca de obicei. A, uite-l, frate, și pe ăsta ești prost la cap. Dă-te în pui mei, tai dubla continuă. Mă, băieți, bine v-am regăsit la un nou vlog, să zic așa. Astăzi avem o grămadă de treabă, efectiv, mă, fraților. În sfârșit mi-au ajuns și mie încă un colet, sau sper că mai multe colete din China. N-am înțeles încă foarte bine, sincer, fiindcă ăștia de la poștă, frate, au un scris. Nu vreau să vă zic, mă, frate, ce scris au ăștia. După cum am spus, avem o grămadă de treabă. Dar până să vă zic exact ce facem azi, nu uitați, dați un follow pe Instagram, Dani GV. Probabil că o să aveți și Instagramul Dianei, prietenii mele, bai de eu mergem acum să o luăm. Dați un like, un subscribe și un share, mă ajută foarte mult, mă băieți, mai ales dacă mai vreți car vloguri. Ei bine, mergem frumos până la poștă, doar că nu chiar acum. Momentan mergem să luăm pe iubita mea Diana, să mergem la sală, fiindcă e destul de târziu și iar am făcut să aștepte puțin. Era vorba că la și jumate suntem la ea, bine, și 35 jumate și 40, da? Oricum ajungem repede, sper. Băi, dar deci nu-mi plac, frate, pietonii ăștia, frate, care stau lângă treceaia de pietoni, frate, și efectiv stau ca proștii. Am văzut la un moment dat pe cineva care vorbea, frate, și by the way, avem iar mici probleme cu mașina, cablul ăla, bă, că-și face iarăși de cap. Efectiv, mă, aduce la exasperare, frate, iar cablul ăla s-a stricat, trebuie să ajung și până la mecanic, dar mai întâi mergem, o luăm pe Diana, mergem la sală, mă, băieți, rapid, țaca-paca, mergem la sală, după mergem la mecanic să-mi rezolve, n-ai problema asta, să vedem când schimbăm aripile și tot, ca să facem și noi, frate, un car vlog. Vreau să fac și eu un car vlog, hai că am vorbit și eu. Vreau să vă prezint mașina, mă, frate, mai ales că am camera asta, am chestia asta, probabil că o să vă arăt pe Instagram, azi, dacă se vede în oglindă, dar presupun că nu se vede, o lumină și o căldură aici. Nu vreau să vă zic, am încercat să las aerul cât mai mic, ca să nu fie probleme, mă, băieți, ca să se audă cât de cât ok pe video. Chiar îmi doresc să am o calitate cât mai bună. Și apoi mergem, frate, să vedem cine a ajuns la poștă, fiindcă am destul de multe comenzi, am puse pentru telefon, pentru mine, pentru Diana, am folii de sticlă, am o grămadă de chestii, mai am niște chestii pentru mașină, niște upgrade, o să zic așa, pentru cauciucuri, pentru mai multe chestii. Nu vreau să vă dau foarte multe detalii, fiindcă, nu știu, vreau să vă fac o surpriză, să zic așa. Oricum, mă, băieți, nu uitați, dați un like, un subscribe și un share, așa foarte, foarte mult, îmi pare rău că zic de foarte multe ori chestia asta. Bă, la mecanic știu deja că e luna, dar vreau să văd că trebuie să schimb cam așa, trebuie să schimb discuri pe spate, plăcuțe pe spate, șunetiri pe spate, plus aripile de pe față, ar trebui să le schimb. Asta, teoretic, nu durează exagerat de mult, dar na. Și să vedem ce face un cablu ăla, fiindcă eu unul m-am cam săturat deja, frate, nici nu știu, am mers acum 5 zile și deja a cedat cabla. Eu nu pot să înțeleg ce naiba se întâmplă acolo, care e problema, nu pot să înțeleg efectiv. Voi, deci azi ar fi mers de o piscină, deci mor de cal și să vedeți și voi ce deștept sunt. Deci am blugi negri, Adidas sunt destul de negri și e bine, e un albastru închis, frate, și eu am un tricou fucking negru. Ce mai frate, eu sunt cel mai cel efectiv, să mă, dacă nu. Da, deci mâine mergem la piscină, nu o să apare niciun vlog, probabil că o să editez ceva azi pentru mâine, fiindcă mâine chiar vreau să mă la piscină, nu știu cât de mult se vede, dar cât am fost la mare, nu m-am bronzat foarte, foarte exagerat, nu știu, m-aș fi așa. Când am plecat la mare eram negru, frate, efectiv eram negru, și acum, nu știu, nu prea mi se pare exact așa negru, mi se pare că e un maroniu deschis, știi, nu știu, oricum față de Diana se observă o diferență destul de mare. Eu am uitat să-i spun că filmez, sper să nu se supere prea tare. Am făcut-o, bă, o leacă să aștept, iar ai, mă simt așa nașpa, dar asta e. Eu mă uit la ceas acum și mă ia groază și deja știu că să mă omoare, efectiv. Sau o să înceapă să-ți ia de mine, ca de obicei. Ia, uite-l, frate, și pe ăsta ești prost la cap. Dă-te în puii mei, tai dubla continuă, mâncate-ar. Frate, cum să faci, mă, așa ceva, ești nebun, bă, dar păi să-l dat direct permis. Bă, băieți, am reușit și noi să ajungem la poștă, în sfârșit, ne-am luat și noi ce aveam de luat, din păcate doar două colete, le deschidem când ajungem acasă, fiindcă acum eu mor de cald, am fost și la mecanic, mergem pe la 5 jumate să rezolvăm problema, 5 jumate, 6, sperăm să-i găsim pe acolo, i-au spus că o să fie, deci probabil că o să vezi conținuturile chestiilor ăsta din China când ajungem acasă.
ți-a revenit și am ajuns în acasă în sfârșit. Hai să ne punem și noi să despachetăm astea, că după aia plecăm la mecanic, m-am întins la mult. Începem cu cutia cu punga mai mare. Aici, uite, ar trebui să fie niște căști, dacă am intuit eu bine. Vom vedea. Am dat mai multe comenzi, așa că nu știu exact ce o să vină. Mă, dar o am balat-o bine, fii atent. E chestia aia care... Vreau eu. De spart. Bule, bubble, nu știu cum, dar problema e că nu știu de unde e. O luată, s-a fost aici, cred că... A, uite aici, scotch, corect. Astea trebuie să fie căștile. De soft, de snow plus. Hai că am înțeles toată baza. Dacă aș reuși să le deschid, ar fi super. Hai că nu știu să deschid cum vreau. O grămadă de zgomot, o grămadă de mizerie pe aici. Ia să vedem. Oh, ce drăguț! Păi da, că am comandat-o cu tot cutiu. Ca să-mi așa. What? Ce-i aia? Umbrelo cu delfin. Oh, mulțumesc! Alo, ia, vezi că să-mi-l pun la chei. Ai destul, eu nu am multe chestii la chei. Și avem o pereche de căști AKG pentru... G955, mi se pare că e S9 Plus, dacă nu mă înșel. Ce răbuți? Arată destul de calitativ, sincer. Sunt amprentele mele. Ți-ai pus o leacă de stație asta, amprentele. Ok, bă, locul ăsta chiar îmi place, să fiu sincer, că o să-l las la chei. La cheile mele? Da. Și haide să-l lăsăm la cheile mele. A, se pare că este soluția pentru lustruit mașina, cum ar veni. E o soluție pentru plastic, în principal, gen dacă e mătuit plasticul, dacă e plastic, de fapt un fel de cauciuc de la bord, e pentru asta. Oricum o să vă las poze să vezi diferențe, când o să-l montăm, probabil. Montăm, când o să-l folosim. Încercăm. Ei bine, omezi, de acum plecăm la mecanism, de încerc să ne rezolvi o dată mașina și... Ups, cam asta cred că a fost pe azi, nu? Dați un like, un subscribe și un share, mă ajută foarte mult și dați un follow pe Dani GV și pe Diana S2000 pe Perfect. Instagram. Momentan am reușit să terminăm pe moment, mi-am rezolvat iar cablul la fel. O să încercăm să găsim un cablu original. Problema e că nu-l găsești după cod și nu poate să dea comandă fiindcă nu găsește codul pentru el. Adică știi ce furtun este. Problema e că nu găsește cod pentru el și e destul de rău fiindcă nu poate să dea comandă momentan. Va încerca să găsească codul până luni, fiindcă luni suntem programați să ne schimbe așa aripi pe față ambele, fiindcă sunt destul de ruginite. Mai avem de schimbat, ce mai avem de schimbat, mă băieți? Mai avem de schimbat, bă, dar de ce aerul condiționat nu prea mai merge, mă rog. Mai avem de schimbat, ce primim, așa, aripile pe față, discuri spate și plăcuțe spate, plus un etier spate dreapta. Și ăla nu, și ăla era 3 milioane, piesele 7 milioane 700 de piesele, plus manopera vreo 2 milioane, ceva așa. Deci, eu zic că e super ok, mă băieți, e ok. Se putea și mai bine, se putea și mai rău. Problema e că n-am găsit claxon. Trebuie să vedem din aibă, fac eu rozi claxon. Acum, că uitați și voi, se întâmplă dacă apăs claxonul. Nimic. Ia să vedem. Hai că merge un... Oricum, chiar îmi place, mă, frate, mașinuța asta. Vedeți și voi, se mișcă bine. Nu știu dacă vedeți, în schimb, mamă, ce polează, mâncați așa. Nu știu dacă ați văzut și voi, frate, dar astea... Mamă, pulează de rup, coaie și ne pun la cap. Dați și voi acolo un like, un subscribe și rămâne așa foarte mult. Un follow pe Instagram, Dani GV, și pentru Instagramul Dianei, Diana S2000. Mă băieți, chiar ce am vrut eu să vă zic, mă băieți. Ați crede că e ok să dăm chestiuța asta la giveaway? Adică căștile astea, vi se pare ok? Nu știu, le vezi ca giveaway? Eu zic că se aud destul de ok, nu știu, dați și voi acolo un semn, dacă bine, bineînțeles, dacă ați ajuns până la minutul ăsta, deși mă îndoiesc, fiindcă majoritatea, nu știu, închid foarte repede clipurile și tot, adică, na. Eu sper să fie ok, să vă placă, să vă uitați, acum, na. Deci nici n-am ajuns bine acasă, păi nu e ăsta finalul clipului, nici n-am ajuns bine acasă, cobor din mașină, mă sună unul. Salut, nu știi, am vorbit pentru un încărcător, nu știi, hai, poate ne vedem acum. Da, frate, hai, ne vedem. Și mergem să vindem un încărcător gen Samsung cu incredibilă sumă de 30 de lei. Dar problema e că eu îl dau ieftin, sub prețul pieței. Și culmea că eu am făcut rost de el și mai ieftin și eu fac profit din asta, fraților. Dacă vreți să vă învăț cum să faceți profit, de exemplu, haideți să vă zic concret, eu am dat 12 lei pe el. Un încărcător original de S7, Edge, simplu, S8, S8 Plus și multe alte chestii pe care eu le am mai ieftin. Și dacă vreți să vă învăț cum să luați chestii ieftine și apoi să le vindeți la un preț mai ok, sub prețul pieței, evident, ca să cumpere,
nicio problemă, eu o să vă învăț. Revenind după ce am reușit să-l vindem. Sau cred că nu mai revenim, cred că mergem de acasă, nu știu, trebuie să mai vom și niște pâine și alte chestii. Am reușit, l-am vândut 25 de lei în buzunarul nostru. Omul avea un A7 de ăsta 2018 primit și, bă, să vedeți fază, ăla de la care l-a cumpărat, o schimba, frate, încărcătorul. L-a furat, era faștea și l-a furat. Am mai făcut niște cumpărături, pac, pac, bericică la putere. Și pe că m-am făcut și noi acasă, poate facem un live, nu știu sigur. Băi, acum chiar că e finalul episodului, vlogului, nici nu știu ce să mai zic. Deci, ciao!